Bună, drăguților, bună, suflete frumoase! Facem astăzi o etalare într-o singură variantă de răspuns și încercăm să... În primul rând vreau să vedem ce energie iese din oracol, iar în funcție de energia pe care iese din, în funcție de energia care iese din acest oracol, așa vom face etalarea, da? Dacă titlul vi s-a potrivit, probabil că sunt aici mesaje importante pentru voi. Dacă nu, asta e, ne auzim data viitoare. Țineți totuși cont și de faptul că aceste etalări sunt etalări colective, da? Deci nu se pot potrivi tuturor 100%. Și hai să vedem ce energie, ce avem noi de vindecat, ce e de vindecat aici, ce nu le convine altora la noi. Ia uite, o energie de respingere. Poate că cineva se simte respins, da? Abandonat, respins. Bun, deci vom face etalarea de astăzi pentru cei care se simt respinși sau au fost respinși. Sau, în cazul în care voi ați respins pe cineva, poate că vreți să știți cum se simte acea persoană în legătură cu acea respingere pe care a suferit-o. Deși miram așa, dacă ai respins pe cineva, nu cred că te mai interesează. Dar în cazul în care voi ați fost respinși, haideți să vedem care-i treaba. De ce ați fost respinși sau care-i ideea? Bun. Sau dacă persoana aia mai are, na, se mai poate, să zicem așa, că sunt situații în care ați fost respinși la un moment dat pentru că nu s-a putut, na, sau ați fost respinși la un moment dat pentru că, nu știu, persoana aia a fost într-o altă relație sau lucruri de genul ăsta. Și să vedem dacă mai există posibilitatea, da, să... Bun, să mai fiți sau să există vreo șansă. Ce gândește persoana despre voi? Păi văd că e cineva la distanță, în primul rând. Nu distanță foarte mare, dar e la distanță. Ce mai văd aici? Că vă desparte un drum. Văd că persoana asta așteaptă. Așteaptă să-și clarifice anumite situații. Mai este însoțită și de alte două personaje. Deci, cumva, persoana de care voi întrebați în acest moment, văd că are doi prieteni fidele, are două... E cumva genul acela de om care umblă în gașcă, cum s-ar spune. Adică are o gașcă, sau are... Mai are... prieteni, prietene pe acolo prin jur. Și văd că în momentul de față persoana asta își face tot felul de planuri de viitor. Doiul de monede și asul de spade tot jonglează aici, jonglează la infinit, tot încearcă să găsească o soluție, tot încearcă să spună adevărul în unele cazuri, poate că s-a codit așa să vă spun adevărul, n-a vrut. Și hai să vedem în ce constă acest adevăr. De ce n-a vrut să spună? De ce tot s-a învârtit după coada aici și n-a vrut să spună? De ce? Luna, într-o poziție întoarsă. Păi cumva, pentru a nu... Da, pentru a vă ține cumva în confuzie, pentru a nu... Deci a ascuns, clar, iarăși. De ce a ascuns judecata? Pentru că nu vrea să se împace cu voi. A ieșit în poziție inversă și judecata. Judecata, întoarsă. Bine, am ținut cărțile întoarse, într-adevăr, dar nu contează. Da, dar de ce nu vrea? De ce nu vrea să spună adevărul? Pentru că evită să se împace cu voi în cazul în care voi ați mai avut de-a face cu persoana asta. Văd că evită. Da, uite, se opune. Șaptele de bâte, se opune, pur și simplu. Nu vrea. Și poate vă întrebați și Regina de Cupe. Măi, Regina de Cupe reprezintă iubire. Poate că voi sunteți... genul acela de persoană, poate că energia voastră, unora dintre voi. Vedeți voi, Regina de Cupe iubește necondiționat. Regina de Cupe este genul acela de femeie mămoasă, în primul rând, mămoasă, da? Lipicioasă, genul acela de persoană care oferă din plin, da? Tot timpul să fie. Și poate că asta e energia care nu-i bine să o abordați, pentru că poate că nu-i place lucrul ăsta, da? Poate că sunteți genul de persoană care, că de aceea pare că ați fost respinși, da, o respingere. Poate că sunteți, na, vă iubiți omul ăsta sau ființa asta, aici apare o energie, nu contează că e femeie sau bărbat. În cazul în care sunteți un domn și sunteți în această energie, nu prea e bine, da, să fii ca o regină de cupe. Că regina de cupe, de obicei, cam doamnele ar trebui să fie în energia asta și atunci când celălalt merită asta. Ideea este că omul ăsta fuge de voi.
Da, fuge de voi. Da, de ce fuge de voi? De ce fuge de voi? Din cauza acestei energie, energii, regele de cupe. Măi, ce interesant, pentru că și ei iubesc, dar de ce? Voi sunteți aici energie de suflete pereche. Și totuși, ia uite, ați ieșit unul lângă celălalt, regina și regele de cupe. Există reciprocitate și totuși nu vrea să se împace sau nu vrea să... Na, că aici vorbim despre cuplurile care au fost respinse, adică vorbim despre cuplurile, auzi și la mine, vorbim despre persoanele care au fost respinse de persoana iubită. Totuși, ce văd eu aici? Văd iubire și dintr-o parte și din alta, da? Au ieșit două suflete pereche, două suflete care se iubesc pentru că au ieșit regele și regina de cupe. În unele cazuri este posibil ca voi să fiți poate același semn zodiacal sau zodii de apă, ambii dintre voi, sau marcaje puternice și asta mai poate fi. Dar e foarte interesant că ați ieșit unul lângă celălalt și totuși ambii cu ochii închiși, da? Parcă nu vedeți. Ce nu vedeți voi? Ia să văd. Ce nu vedeți voi? Zecele de cupe. Potențial, măi, ce potențial mare aici. Măi, știți cum sunteți voi aici? Deci din prima așa... Parcă sunteți doi copii care v-ați certat, v-ați supărat unul pe celălalt, iubirea există și dintr-o parte și din cealaltă, dar cumva... Nu știu, refuza să vă împăcați unul cu celălalt, refuza să... Ce ciudat. Bun, hai să vedem mai departe. De ce v-a respins? De ce v-a închis poate telefonul în nas? Sau de ce? Ce s-a întâmplat? De ce nu vă răspunde? Luna. Pentru că persoana asta este confuză și cuprinsă de frici. Este teamă. De ce este teamă? De ce este teamă? De ce nu vede lucrurile clar? Aici văd că nu vede lucrurile clar. Regina de spade, opa, și cavalerul de monede. A făcut o promisiune cuiva. A făcut o promisiune cuiva și trebuie să o respecte. Mai apare o regină, deci probabil că mai există o altă energie. Poate fi, nu neapărat... relația amoroasă, poate fi o mamă, o soră, o mamă mai ales cu luna, luna și regina de spade, a făcut o promisiune cuiva, o promisiune serioasă de care se ține. Posibil, că asta nu vrea să vă spună, posibil, ca omul ăsta vedeți voi să vă iubească, acum parcă mi se clarifică așa un pic mai bine lucrurile, pentru că mă gândeam, zic, măi, dar stai un pic, există iubire aici, există potențial de 10 de cupe, care-i buba, de ce ați fost respinși? Am zis că plecăm de la cartea de oracol, da? Să vedem ce este de vindecat acolo sau care e problema. Văd că între voi doi, dragoste cât încape. Totuși, persoana asta, că sunteți un domn, că sunteți o doamnă, nu contează, a făcut promisiune cuiva că nu... Na, că probabil că nu se mai împacă cu voi pentru că a ieșit aici judecată, întoarsă. Da? Hai să vedem ce simte persoana asta pentru voi. Uite, facem așa o citire așa foarte wild, să zicem. Da? Punem întrebările așa random, ca și cum ar fi o citire așa, ca și cum ați fi în fața mea, ca și cum ar fi aproape personal. Ia să vedem. Patru de monede este o... Vedeți voi, persoana asta nici nu vede, e legată la ochi aici. E o încăpățânare. Este... un blocaj, nu știe, nu vede pur și simplu în patru sa de monede. Deci vede numai ce îi se arată, ce îi se pune în față, altceva nu mai vede. Merge așa după instinct cumva, merge instinctiv. Instinctiv nu vrea să renunțe la ceea ce are. Vedeți voi, patru de monede mai este și o karmă, da? E ceva karmic. Atunci când tu nu renunți la un lucru, ții cu dinții de el, că zici că atâta ai, dar în momentul în care te eliberezi de lucrul ăla, și o încăpățânare aici, o stagnare. Ia să mai vedem. Patru de monede. Ce simte persoana asta pentru voi? Ce simte? În acest moment, ce simte? Cine se simte abandonat? Se simte singur? Sau cum se simte mai bine? Abandonat, abandonată? Lipsă, poate că nu are bani în unele cazuri, că aici poate fi o gaură și în suflet, dar și în buget. Prea puțin, are prea puțin din cât și-ar dori. Și văd aici totuși un șase de spade. Vedeți voi, șasele de spade încearcă să îngroape.
încearcă, persoana asta încearcă să-și îngroape trecutul, din câte văd. Ia uitați-vă cum încearcă să-și îngroape trecutul, da? Dar nu reușește, nu cred că o să reușească, pentru că văd iubire aici, clar, cât în cape. Ce interesant. Măi, ce s-a întâmplat aici cu voi? Cine se bagă între voi? Ce s-a băgat între voi aici? Că atât de multă dragoste, de mult nu mai iau de trei de spade. Măi, persoana asta suferă rău de tot. Deci suferă. Poate și voi suferiți. Acum nu știu care dintre voi, dar unul dintre voi suferă. Și suferă din cauza încăpățânării, din cauza faptului că cineva e reținut la maxim aici cu 400 de monede. E o reținere. Persoana asta se reține în a vă suna, în a vă contacta, în a lua acțiune, a face ceva vis-a-vis de voi. Da? De ce? Din cauza acestei promisiuni pe care a făcut-o vis-a-vis de această regină de spade și cu luna lângă, deci e o teamă aici. Persoana asta se teme de cineva din preajmă. Cum am zis, poate fi o soție, poate fi o mamă, poate fi oricine. De obicei, când apare luna, vorbim despre mamă. Dar, na, în unele situații poate fi oricine regina asta de spade, voi știți mai bine. E o energie rece, oricum. O energie destul de rece, care ține această persoană sub papuc sau ține pe loc sau... Da. Bun. Hai să vedem totuși. Ce intenționează omul ăsta? Ce intenționează vis-a-vis de voi? Mai intenționează să... Nu știu. Să vină către voi, să facă ceva. Deocamdată e ca și regele de spade. Vedeți, voi stă, nu își exprimă sentimentele, deși persoana în sine e un rege de cupe, da? E o persoană care are sufletul cât el de mare. Dar ce intenționează? Intenționează să își blocheze sentimentele. Regele de spade nu își arată sentimentele, să nu își arate sentimentele, să și le blocheze. Hai să mai vedem. Ce face? Cinciul de spade. Văd că vrea să renunțe la a se mai certa, la a mai avea bătăi de cap. Și ce mai văd eu aici? Ce mai văd eu aici? Mai văd alte două persoane, cum ar fi regina de cupe și regina de monede. Poate că sunt alte personaje. Vedeți voi, deja avem patru regine pe masă. Eu am impresia că aici aveți de-a face și Marea Preoteasă. Aveți de-a face cu o energie masculină care este înconjurată de femei. Eu cam asta văd aici. Sau e o gașcă întreagă, nu știu, că sunt multe personaje, prea multe cărți de curte. Aveți deja regele și regina de cupe, regele și regina de spade. Aveți, ia uite, numai regine pe aici. Deci, cumva, personajul de care voi întrebați este înconjurat de ori o familie numeroasă, ori întotdeauna a fost condus, cum ar fi de mamă, de soră, de nu știu mai cine mai are prin preajmă pe acolo și e genul acela care ascultă de ceilalți. Sunt prea multe personaje aici. Bun. Secrete, lucruri ascunse cu Marea Preoteasă, da? Lucruri ascunse care e greu să iasă la iveală. Poate că sunt... clevetiri, da? Persoane care tot vorbesc, care țin secrete, care... Hai să clarificăm un pic, poate reușim să mai aflăm ceva detalii. Ia să vedem noi. Treiul de spade, în primul rând, să văd, pentru că văd că persoana asta e rănită, da? Are sufletul rănit și totuși, nu știu ce să zic, pentru că în treiul ăsta de spade, vedeți voi, energia masculină își alină suferința în brațele unei femei, totuși. Deci... să nu fie genul acela de bărbat foarte mămos în cazul în care sunteți o doamnă și întrebați de un domn, foarte mămos, care la prima ceartă, la prima neînțelegere sau așa, ori fuge în brațele alteia, ori fuge la mamiri, ceva în genul ăsta. Sper să nu fie așa. Dar cam prea multe personaje pe aici. Hai să vedem, Marea Preoteasă, totuși, ce secrete aici? Secrete care sunt ținute cu greu. Sunt ținute cu greu, poate de multă vreme, poate niște greutăți, niște responsabilități. Ce intenționează persoana asta? Să țină aceste secrete, să țină lucrurile sub control, încearcă cumva. Poate că, așa cum am zis, faptul că mai ține la cineva sau că muncește pentru cineva, măi, că depune efort, că... E ca și cum persoana asta mai are grijă și de alte personaje, nu numai de voi. Na, mai are pe în jur o regină de bâte, poate o soră, poate o mamă, poate soție în unele cazuri.
Și parcă și-a tot așa în cârcă. Ce alte secrete mai are? Asul de bâte. Asul de bâte e un și patru de bâte. Conflicte în casă, în unele cazuri, sunt conflicte. E un foc care se tot aprinde, da? Mai poate fi. Aici e și fericire în același timp. Deci, cumva, deși-s greutăți, deși-s lucruri care le duci cu greu. Vedeți voi, în mod normal, asul de bâte este pasiune, da? Este un nou început, ca și cum tot timpul iei de la capăt și ajungi unde? Ajungi să dai cu bâta în baltă aici. Tot timpul ai speranța aia că totul va fi bine și frumos, că va fi petrecere, că va fi bucurie, că fericire în casă și ajungi să cu responsabilități, greutăți și tot așa. Adică, nu știu, ori aveți de-a face aici cu o persoană care e foarte naivă, mai poate fi și asta, sau aveți de-a face cu o persoană care se aprinde rapid, îi se cam aprind călcâile rapid, că mai poate fi și asta, văd aici, na, totuși are sentimente pentru voi persoana asta, dar în același timp are și alte opțiuni pe aici prin jur. Sunt foarte multe variante pe care le-aș putea expune, acum pot să le expun pe toate, dar cam asta văd. Ori este o persoană naivă, o persoană care tot timpul a fost sub papucul cuiva din familie, ori aveți de-a face cu o persoană, deși nu văd nicio carte care să-mi arate căsătorie sau văd doar regina de monede, da? Dar regina de monede poate fi și o soră sau o mamă. Oricum, e înconjurat de femei, multe femei. Dacă sunteți o doamnă și întrebați de un domn. Dacă întrebați de sunteți un domn și întrebați de o doamnă, sunt influențe, da? Din partea neamurilor, nu știu, pe acolo, femei în jur, cum ar fi prietene și tot așa. Dar ce îmi pare mie rău aici, pentru că există iubire între voi. De ce îmi pare rău? Îmi pare rău că persoana asta n-a v-a respins, că de la cartea asta am plecat, deci ați fost respinși. Pentru că există potențial foarte mult între voi doi. Și totuși persoana asta văd că nu vede pădurea de copaci, cum s-ar spune. Hai să vedem totuși ce-i cu personajele astea, poate reușim să aflăm. Uite, regina asta de... Hai să văd regina de spade prima dată. Cine e persoana asta care... Poate cineva din Scorpion, cu marcaje puternice pe Scorpion, sau o persoană care trece printr-o plină transformare în acest moment, adică o persoană care și-a schimbat atitudinea dintr-o dată, care a devenit mult mai serioasă, sau o persoană care a devenit autoritar așa cumva. Vedeți voi, regina de spade este o energie care nu întotdeauna a fost rea. Na, o energie rea pare regina de spade, dar nu este rea. Este pur și simplu o persoană care a suferit mult la viața ei, iar acum își cere drepturile. Cam asta e ideea. Hai să vedem cine este regina asta de bâte și regina de pe monede. Sunt foarte multe energie aici. Oleo, asul de cupe. Poate fi o nouă dragoste, o nouă cucerire, pentru că avem aici asul de bâte, asul de cupe, e posibil să fie o nouă dragoste. Sau cineva după care i s-au cam aprins călcâile. Și asta mai poate fi. Hai să vedem regina de monede. Regina de monede, soția de obicei. Ia uite, dezamăgire. Personajul de aici, acum depinde unde vă aflați și voi, dacă sunteți soția acestui domn de care voi întrebați în acest moment, atunci sunteți voi aici cu dezamăgire maximă și refuz. Mai mult dezamăgire văd eu acum în cartea asta, nu vă refuz, ci dezamăgire. Da? Dezamăgit, dezamăgită de persoana de care voi întrebați, pentru că nu e ce trebuie. Totuși, de ce are sufletul ăsta rănit aici? 10 de spade, se simte trădat. Și iarăși 4 de monede. Nu renunță. Aici e un soi de răzbunare, din câte văd. E un fel de răzbunare, da? Cu 3 de spade, a fost rănit, vrea să se răzbune, vrea să trădeze la rândul lui, vrea un nou început cu cineva doar pentru a trăda și el, dacă el a fost trădat. Sau invers, dacă voi sunteți domni și ați trădat-o pe doamna de care voi întrebați aici, face același lucru. Da? Cumva e ochi pentru ochi aici, cam asta pare. Și văd totuși destul de multe energii feminine. Da? Hai să vedem ce o să facă totuși în viitor. Da, treiul de cupe, nu, aici e nebunie. Și cu marea preoteasă, aici lucruri ascunse, lucruri pe care voi nu le știți.
Ah, wow. Din cauza faptului că s-a simțit respins sau poate că... Na, e posibil respingerea asta să fie și invers. Poate că s-a simțit respins sau respinsă și atunci a luat-o pe cărări. Nebănuite. Bun. Hai să vedem mai departe ce o să facă. Uite, le strâng așa un pic, strâng grupurile ca să am loc. Ce o să facă în viitor, referitor la voi? Care e ideea? Iarăși Marea Preoteasă. Tot secrete, tot lucruri ascunse, tot lucruri de genul ăsta. Vedeți voi, Marea Preoteasă mai înseamnă și un soi de, așa, triunghi, pătrat, amoros, nebunie. Ca să, cum să-i zic eu, nu prea e bine să zic cuvântul, încerc să găsesc ceva, am un lapsus acum. În fine, este vorba aici de lucruri care nu sunt chiar ok, na, cu Marea Preoteasă, nu sunt ok. Atunci când ești prins în mrejele vieții, să zicem. Ia uite, regele de spade, iarăși această energie a regelui de spade. Și diavolul, regele de spade, diavolul și Marea Preoteasă, măi, ce o să facă? Nu sunt cărți bune deloc. Și aici au venit prea multe, dar o să le iau. Ia uite, treiul de cupe, triunghiuri, petreceri. Nu-mi place deloc ce iese aici. Iar aici văd o călătorie, undeva la distanță, se tot gândește la un drum, la o călătorie, la distanță, ce o să facă? Probabil că o să faceți un drum sau persoana asta face un drum undeva la distanță. Ce mai văd aici? Da, nu sunt lucruri curate, nu sunt lucruri frumoase. Nu știu la cine v-ați gândit voi, dar nu e bine. E o persoană dezamăgită, cam asta văd. Acum voi știți care cum e cu musca pe căciula aici, dar văd foarte multă dezamăgire. Și dacă sunteți un domn și dacă sunteți o doamnă, depinde, na, cine ascultă etalarea, probabil că este persoana dezamăgită din câte văd eu aici. Da? Și din acea dezamăgire se dau în altele. Răzbunare și hai să... Că și eu pot, știi, ceva de genul ăsta. Sfă Marea Preoteasă, ce mai ascunde persoana asta? Da, treiul de bastoane. Treiul de bastoane vine cu planuri, vine cu tot felul de... Vine cu drum, plan de călătorie, în secret, plănuiește ceva, plănuiește o călătorie persoana asta. Ia să vedem, doiul de... Da. Competiție, blocaj, dar își face ceva planuri. Mai vreau o carte acolo la planuri, multe. Mai vreau o carte la planuri. Ce planuri își face în secret? Vai, vai, vai. Vedeți voi, regele de monede în poziție întoarsă și cavalerul de bâte în poziție normală. Deci, în cazul în care acest personaj de care voi întrebați este soțul vostru, e clar că vrea să iasă din energia asta de soț și să intre în energia playerului, da? Cel care se joacă, cel care aleargă din floare în floare. Iarăși Marea Preoteasă. Deci dacă mă uit la fiecare pachet pe care l-am folosit, tot Marea Preoteasă am văzut la capătul cărților. Clar, lucruri ascunse, lucruri pe care n-ar vrea ca voi să le știți, să le descoperiți. Of, Doamne, le ține încuiate sub cheie, cum s-ar spune, da? Secrete, multe, dar nu știu, e o energie aici care mie nu-mi place de niciun fel. Hai să vedem, diavolul, ce face? A, e blocat, vedeți, nu poate să facă. Ar face mai multe, dar parcă nu poate, parcă e împiedicat așa. Dar are... Ia uite, trei de spade, din cauza unei răni. Da? Din cauza unei răni, unei dezamăgiri, parcă omul ăsta a luat o razna. Părere de rău, ia uitați-vă, cinci de cupe, păreri de rău și o ofertă, mai aici e vorba de o ofertă care a fost refuzată. Poate că persoana asta a făcut o ofertă cuiva și ca și cum ca și cum a făcut o ofertă cuiva la un moment dat, da, din toată inima, din tot sufletul, a fost refuzat sau refuzată și din acel moment a cam luat o razna, da, cam așa ceva. Da, plănuiește o călătorie undeva la distanță, tot trei de cupe, miese, Marea Preoteasă, deci clar. Ia uite, petreceri și lucruri de genul acesta. Văd că va avea o victorie aici, un succes, sau voi veți afla adevărul până la urmă, într-un final.
Și hai să vedem în ce constă adevărul ăsta. Faetonul, avem faetonul de două ori. Noi perspective, vedeți lucrurile diferit, începe să vedeți lucrurile diferit. Cred că lăsați în spate ceva, clar. Lăsați în spate energia asta. E o energie grea, măi, ia uite, iarăși zecele de bâte. E o energie grea aici. Nu știu, sunt greutăți, sunt lucruri care se duc destul de greu. Dar, na, ce să zic, nu-mi place ce energie am descoperit, ce poveste am descoperit azi. Hai să vedem un sfat pentru voi. Ne uităm puțin la un sfat și încheiem, că și așa am vorbit mult și e o nebunie aici, efectiv. Deci persoana asta umblă cu secrete cum n-am văzut. Ia să vedem un sfat pentru voi. Voi să încercați să vă țineți echilibru. Să încercați să vă țineți echilibru. Măi, și la voi, Marea Preoteasă, deci nu se poate. Deci secrete peste secrete, parcă ascundeți unul de celălalt. Un drum, ia uite, întoarcerea cuiva sau poate că aici optul de... Văd că nu puteți să abandonați toată situația asta, care deja devine aici un carusel. Da? E nebunie. Și voi aveți secrete, și ei au secrete, Marea Preoteasă peste tot. Urmați-vă intuiția. Da? Ăsta e un sfat pentru voi. Urmați-vă intuiția dacă v-ați regăsit în toată povestea de până acum, deși nu știu, eu n-am înțeles nimic de aici, nu știu cât ați înțeles voi, cred că numai dacă sunteți în asemenea situație puteți înțelege, pentru că e nebunie aici. Poate că dacă vorbiți aici, dacă vă gândiți la un drum, să-l țineți în secret, sau o călătorie, un drum, o întoarcere, să o țineți secretă. Și să nu spuneți nimănui. Și Regina de Bâte, să fiți sigure pe voi, independente, doamnelor în special, sigure pe ceea ce vreți, ceea ce vă doriți, fără teamă, da? Cam așa vine aici mesajul, fără teamă. Să fiți frumoase, independente și să aveți grijă de voi. Cam aia e ideea. Totul a început aici cu o poveste frumoasă de dragoste și se termină cu o nebunie, cu lacrimi, cu dramă, foarte multă dramă la voi. Bun, drăguților, cam atât am avut. V-am pupat. Numai bine. Ceau, ceau.